Fenomenele extreme sunt tot mai dese, un uragan se îndreaptă către Europa. Uraganul Ophelia, format în zona centrală a Oceanului Atlantic, se pare că va ajunge și în Irlanda și va aduce cu el furtuni puternice. Autoritățile sunt în alertă și au închis deja mai multe școli, iar zeci de zboruri au fost anulate din cauza faptului că vântul va putea avea chiar și peste 100 de km la oră.